Vă salut prieteni, bine v-am regăsit vânt, ger, ploaie, coafiura rezistă, pijama mai la locul ei. Nu credeam că o să mai vorbesc în, și n-aveam programat să vorbesc în seara asta, dar vorba aia, cine vine în groapă, să distrează și pleacă. Nu mai e ce era odată când Dinamo era o forță și... Cânta galeria, cine vine în groapă, fără trei nu scapă. Acum care vin în groapă, să distrează și pleacă. M-am mișcat așa bă, și da, am și nu, nu prea am găsesc cuvintele pentru că am văzut o o legendă a fotbalului românesc, un, un foarte bun antrenor. A ajuns la o vârstă respectabilă care atât de dezamăgit, mă refer la domnul Mulțescu, antrenorul lui Dinamo, atât de dezamăgit și de supărat și de afectat și nu, nu știu care sunt, sunt cuvintele și da, am și vrut să, să vorbesc repede acum fără să mai schimb ținuta, să arunc gel în păr și așa mai departe, că încă sunt sub, sub impulsul așa emoțiilor și a ceea ce am văzut și am auzit. E E trist că un astfel de, de antrenor, de fost fotbalist, de om de fotbal, suferă, cred că ăsta e cuvântul: suferă din, din cauza sau datorită unor purtători ilegali de echipament de fotbaliști. Și, da, e o situație aiure, așa că unul care a făcut un pic de sport să vorbească despre unii care să cree fotbaliști și nici nu știi ce pă, exact ce să zici ca să nu că am văzut băieții ăștia sunt foarte sensibili și foarte afectați și chiar am vorbit odată de Daniel Popa de marele atacant fostul mare atacant al lui Dinamo și mi-a dat telefon și, domne, de ce vorbește așa de mine, băi, Roberte, că, domne, că nu știi exact că vezi că eu am și avocați, și pă, când a văzut el că nu-i merge cu avocații, și aia a dat-o pe sentimentalisme, pe familie, pe pă, părinți, pe aia și am zis, bine, mă, dacă te deranjează, stai liniștit că nu o să se mai uite lumea la vlogul ăla, dacă te-ai simțit lezat. Și mă uit la băieți ăștia care joacă la Dinamo în ziua de azi. Dinamo care și aici mă bucur că o să revin, dar trebuie să fac o paranteză că mi-au -am adus aminte acum, o să revin la domnul Mulțescu și la Dinamo. M-am zis anul trecut, mamă și-au luat foc dinamoviștii de nu mi-au trimis la mesaje și pe Facebook și pe canal aici și peste tot. Ce bă vorbești tu rapidistule că meritul sportiv că... Păi uite mă unde e meritul sportiv. Că vă legați de 4-5 meciuri alea care mai erau de jucat anul trecut și că aveați mare merit sportiv. Iar din am în ultimele 10 meciuri, că iar mi s-a urcat sângele în cap, bă în ultimele 10 meciuri face 2 puncte. ăsta e meritul sportiv. Iar dacă Hermannstadt câștigă, Dinamo e pe loc direct retrogradabil. Exact echipele care anul trecut au fost salvate și favorizate de decizia ligii și a federației sau cine a dat decizia aia. Polia și Dinamo. Echipe care dacă mâine câștigă Hermannstadt, Dinamo și Poliași sunt echipele care, acum când se trage linie, sunt direct retrogradate. Înainte de play-out, de play-off nu mai vorbim, că ei n-au treabă cu playoff. off Și atunci, întreb. Bă, nu era mai bine anul trecut să se ducă Dinamo în divizia B? Și de ce întreb asta? Că vorbeam în timpul meciului cu prietenii mei membrii DDB și dinamoviști înfocați și înflăcărați. V-am mai povestit că avem un grup de ăsta, de, așa, unde comentăm meciuri, ne uităm la meciuri și vorbim și eu am zis de, de cred că de luni am zis, băi, eu vreau să mă uit la Clincen cu Dinamo. Și au ăștia fiind dinamoviști, bă, și noi la fel mai erau, mai sunt câțiva stelici, dar ăia sunt liniștiți mai sunt câteva, câțiva rapidici, dar rapidul e la matineu. Și am zis, bă, hai să ne uităm la asta, că părea cel mai... Hai că Dinamo după meciul de la Cluj, un meci bun care pierde... Pă, niște greșe... nu pierde că greșește ăla la gol, dar sunt eliminați doi jucători cam ușor. Și azi, bă, cu Cluj, care e echipă bună și face așa un meci bun și nouă oameni. Bă, cu Clinceniu ar trebui să nu știu, să vezi ceva. Am văzut că în 15 minute au luat 3 goluri. Vai de capul lor, fundaș, portar și așa mai departe. E incredibil cum într-un meci poți să iei în 15 minute 3 goluri din 3 cornere. Dar la Dinamo se poate. Și mă întreb acum, bă, că am zis eu părerea mea de priceput și am zis tot timpul campionatul ăsta, când Dinamo ajunsese la un moment dat pe locul 8, pe locul 9, și toți începuseră primele șase și am zis, obiectivul lui Dinamo este ocuparea la sfârșitul play-out-ului a unui loc de baraj. Mamă, iar toți, după înjurăturile de anul trecut că au rămas în divizia din Pix, a semnat unul, Pixul Roșu, n-am niciun Pix Roșu, ba da, am aici așa că în timpul liber sunt și pictor. Uh, cu pixul roșu a dat unul stai că am unul mai gros așa să se vad a dat unul cu pixul roșu și i-au păstrat încă un an în prima divizie și au luat toți foc dar eu întreb acum altceva și am o idee așa care am dezbătut-o și cu dedebiștește ai mei bă dacă retrograda Dinamo și iar o spun pe merit sportiv că meritul sportiv e până la momentul când s-a jucat nu să zici tu că domne mai erau 5 meciuri și făceam 10 puncte, ne mai trebuiau doar 2. Păi voi ați luat 2 puncte din 10 meciuri acum. Și tot merit sportivie. Nu era mai bine dacă retrograda anul trecut. Nu veneau coate goale ăștia de prin Spania. Nu făceau ăștia atâtea datorii. Și cu ajutorul suporterilor ăștia din DDB, care au strâns acum o căruță de bani, să băteau să promoveze și era un club mai fără datorii, mai fără atâtea litigii și nu ajungea nici pe mâina spaniolilor. Nu știu, întreb și eu câteodată vezi că viața și deciziile astea luate pe interes sau nu, sau ca să favorizeze o echipă sau alta, uite cum îi face mai mult rău în cele din urmă. Că din în stilul ăsta, în ritmul ăsta, va retrograda. Și la pe Ricardo Grigore, apropo să-i dea Dumnezeu sănătate la mulți ani, că am văzut că a fost ziua lui cu două zile înainte de meci, miercuri cred, sau joi, nu știu când, miercuri, că zice și domnul Mulțescu, și a făcut petrecere cu lăutari. Și ne spune în interviu după meci că nu comentează viața personală. Păi foarte bine, bravo că nu o comentează și nu, nu sunt de acord cu ăștia care vorbesc de viața lor la televizor. Bă, tu ești sportiv, fotbalist. Bă, nu interesează pe nimeni cu cine te-ai culcat, la ce oră, ce ai făcut. N-ar trebui să intereseze pe nimeni. Bă, da, momentul când respecti clubul, echipa colegii. Bă, când tu cu miercuri faci petrecere cu lăutari și vineri știi că ai un meci important. Bine, pentru Dinamo acum toate meciurile sunt importante. Și pe urmă vi la televizor și zici că nu comentezi, păi comentează prietenul meu. Spune-ne ceva și nou ca suporter, că uite și eu sunt suporter din Amovis din când în când. Eu n-aș vrea să retrogradeze din Și l-am văzut pe omul ăsta, pe domnul Mulțescu, la 70 de ani, cred că. Doamne ajută, mulți înainte să fie sănătos. Bă, sfârșit era săracul, sfârșit că vrea să plece, că e principalul Păi ce responsabil să fie dacă la oia le-a cântat cu două zile înainte de meci lăutarii până dimineața? Cica la ca, cica la ca, cichicea, e Grigore, cica la ca, cichicea. Păi a dat ăia gol din corner. Cica la ca, cichicica, hop, e moartă purcica. Și Dinamo, nimic. Păi cum să-l vezi, mă, poți deci, bă, eu nu n-am fost în viața mea și nici nu o să fiu dinamovist. Bă, dacă l-am văzut pe omul ăla, pe domnul Mulțescu, vom venea să, să sparg televizorul de nervi. Nu știu ce reacții ori fi avut ea, cred că la stadion acolo, că am înțeles că nu e chiar așa rău nici cu banii. Că, uite, vorbim de bani și nu e frumos nici cu asta, cu banii tot timpul, să vorbim de bani. Bă, trebuie să vorbim de fotbaliști, de ce fac ei pe teren. Nu că a făcut petrecere, nu că câți bani câștigă, nu că mai e unul, un comentator de ăsta zici că e contabil. Ne spune la fiecare trei minute ce pas a la și câți bani câștigă și ce mașină conduce și de ce e așa mulți bani și... Bă, n-ar trebui să vorbim de lucrurile astea. Bă, dacă când îl vezi pe domnul Mulțescu, săracul, săracul așa între ghilimele, afectat în halul ăla, și spune omul, domne, principalul vinovat, nu mai am putere, nu mai am... Păi și ce a apărut în ziar? Că eu sunt convins. E prea diplomat omul probabil și prea, era prea afectat de, de înfrângere și de joc. Că înfrângere știa că o să ia bătaie după 15 minute. Păi nu apare tot din de acolo, din interiorul clubului, din anturaj sau de la jucători ăștia Meseriaș l au dus Dinamo la retrogradare al doilea an la rând. Bă, apare tot de la ăștia că dormea pe bancă la Cluj, că bă, vorbește așa ușor și nu se poate impune că e bătrân, că bă, nici sfaturi așa nu dă cu voce tare, că nu poate să vorbească și s-a dus Fisu, care e antrenor cu portarii, Cătălin Mulțescu, fostul antrenor, fostul portar, care e antrenor cu portarii și a zis bă tată trezește-te și tu că moțăia pe bancă sau era așa la clu să simtă băieții că ești aproape, zici și tu ceva, păi cum o să nu-l afecteze și sunt 100% convins că l-a afectat. N-am o prietenie așa că jur pe cuvântul meu de onoare, dacă aveam cu, cu domnul Mulțescu așa, o relație de, sau să fi lucrat cu dânsul sau... Sunt convins că și așa dacă îl sun și mă prezint vorbește cu mine, că de câte ori ne-am întâlnit și aia jos pălăria om. Bă, astea vin tot din club de acolo, de la vreun mare fotbalist ăsta care nu joacă și e nemulțumit, de la unul care înainte juca mai mult și acum mai joacă cu Mulțescu unul care vrea să vină alt antrenor că nu-i convine Dămulțescu Mulțescu și pompează la ăia prin jurul echipei care tot așa poate nu le convine Dămulțescu că nu mai poate să facă ei pe pricepuții. Și atunci apasă butoanele și vorbesc cu ziariști. Și ia te bă, neagigi, Gigi, ia uite bă, și Normal că apare la ziar, că dacă îl sun pe ziarii să te plângi de antrenor, normal că îl, ai îi zici, bă, te sun, frățioare să-ți dau una tare de tot, da. vezi, nu mă dai pe mine, o dai și tu pe surse. Și poate în loc de 4,5 cât merit la meciul de azi, îmi dai și mie un 5,5, un 6. Să nu, păcă cine n-a văzut meciul și citește ziarul, zice că am fost chiar bun. Și normal mă, că îl afectează pe săracul omul ăsta la 70 de ani cu o carieră de fotbalist și de antrenor în spate, că unii dintre ăia de acolo, după, dintre purtători aia, ilegali de, de, echipament sportiv, păi bă, n-au fripturi mâncate câte meciuri are omul ăsta ca fotbalist și ca antrenor. Păi a venit de prin Zanzibar, Tanzitar, Tombuctu, Moluctu, Păi ăia nu știu probabil cine a fost Gigi Mulțescu ca fotbalist. Păi la ce echipe a antrenat până să se întoarcă acum nu știu câta oară la Dinamo? Mă, dacă tu când faci petrecere... Cu două zile înainte când trebuia să Eu nu înțeleg, uite și acum înțeleg antrenorii și ăia mai... De când mai jucam și eu fotbal, Bă, de ce insistau cu cantonamentele alea să se intre de joia în cantonament când se juca sâmbătă sau vinerea când se juca duminică? Păi uite de-aia insistau și ea că încă mai sunt ăștia care tratează meseria asta la mișto așa în bătaie de joc și își ba joc de club, de cei care îi plătesc, de colegilor care n-au fost invitați de antrenori și în ultimul rând de suporteri. Dar pe suporteri am pus ultimii pentru că suporterul, eu am spus-o și o repet, locul suporterului e în tribună. Acum că ei conduc acolo și prin programul ăsta de DB fac eforturi uriașe, jos spălăria pentru ei că am văzut și azi, au umflat balonul la în spate la peluza, hâldan acolo în, în fața peluzei pe pista de atletism, să-i vadă pe păcălici ăștia cum, ia trei goluri cum o să ia trei goluri în 15 minute. Și cred că a costat și balonul la ceva să-l umfi, că ăla nu sufli în el ca în colac. Mai bine le aducea niște colace de salvare. Să le pună pe marginea terenului ca să-i salveze de la retrogradare. Dă că că ăștia nu înțeleg, nu apreciază. Asta e problema la Dinamo, că spune domnul Mulțescu. Domne, sunt și acte de indisciplină. Zice, Azi am aflat și eu. Păi, dacă e sat fără câini, că tot le zice lor câinii roșii, sat fără câini. Ăștia au văzut că nu-i ceartă nimeni sau îi ceartă suporterea. Păi și ce dacă îi ceartă suporteri? Dacă, doamne ferește, câștigă cota 0 la vreo două procese și aia se întoarce înapoi și uită toată lumea de suporteri. Că am văzut că tot aruncă și el pe la ziare că o să vină el să pună lucrurile la punct. Da, bă, dar ăștia, ăștia care și au niște oameni potenți în, în spatele lor că nu strângeau ei milioane de euro numai din cotizațiile alea de 1488 de euro pe an sau câte? 1800 de euro. E cineva, un grup acolo care dă foși din Amovici care ajută clubul să iasă din situația asta. Dar n-au nicio funcție oficială. N-au, ai că ea nu poate să se ducă în, în vestiar să-i certe pe fotbaliști. Păi, ca ce funcție ai tu de te duci să-i cerți? Cine ești tu? Că te întreabă vreunul de la ori vreun tu tupeiz de ăsta român, ori vreun la străin care nu știe, mod, dar tu cine ești? Ești președinte? Ești vicepreședinte? Păi eu ajut cu bani, du-te mă de aici, lasă-ne în pace. Bine că ajut cu bani, să fie primiți. Eu certa și suporterea din DDB care au acces pe la vestiar, stau, cred că nu-i mai ajută nimic sau nu-i afectează nimic. Că l-am văzut și pe Ricii, la mulți ani încă o dată pe această cale, că vorbea de memoriu, la întrebare reporter și eu o să mi-am primit din bani, eu știu și știu de la băieți ăștia de prin DDB, bă, că aproape toți sunt cam la zi cu banii. Că au strâns banii aproape toți și pentru licența aia. Păi și atunci, bă, de bani nu poți să te mai plângi, nu? Că o lună e peste tot. Hai că nu cred că există echipă în România să fie la zi. Nu cred. nu e bun în Ștefan cel Mare. Am văzut să ocupă oamenii. Hai că ori mai fi plătit ceva și pe acolo. Echipament frumos au. E curat, e spălat. Păi atunci, mă, dacă sunt banii la zi și sunt banii la zi, nu da acum, da ceva timp în urmă și tu în 10 meciuri 30 de puncte posibile ai făcut două puncte mă nu cumva n-ai valoare pentru Dinamo ești o trompetă de fotbalist nu la unul anume mă refera, așa la, la toți la, dar la fiecare în parte știi că valoarea individuală dă valoarea grupului păi bă ești la Dinamo și doamne ferește am ajuns eu un rapid să vorbesc de dinam. Și da bine. Bă, dar n-ai puțină... Bă, puțin... Re... N-ai respect că dacă faci petrecere cu două zile înainte, ce respect mă să ai? Despre... Dar eu nu înțeleg de ce am mai jucat ăștia care... Bine, eu a zis domnul Mulțescu, domne că au fost ăia doi suspendați de la meciul de la Cluj și mai sunt doi trei accidentați, ăla care a tras padă pe nas, Nepomusenco ăla sau cum îl cheamă, care e mai, mai gras ca ă, asta din... Ă, era una de să deghiza, de juca nu știu ce film, de ăsta cu Will Smith, să făcea din, din bărbați slăbuț, să făcea femeie grasă. Păi ăla mai gras ca, zici că e Miss Piggy ăla din, din Muppets. Un să joace ăla cu 2-3 copii de de acolo, mai ai și neșansa să rateze ăla în 4-6, Moldoveanu, cred că, să dea peste poartă 6 metri, că poate dacă faci 3-1 acolo în minutul 4-6, altfel de cur lucrurile, mai speli un pic rușina, că rușina oricum e, e mare de tot, chiar și 1-0 dacă pierdeau. Bă, te bate o echipă până la urmă în bună spre foarte bună a campionatului, dar care a promovat acum 2 ani. Dintr-o comună cu 6.000 de locuitori. Hai că tot clinceniu, tot așa, de la Domnești până în partea elaltă, unde se duce spre Bragadiru sau unde duce, Păi să aibă cât, câteva blocuri pe lângă Ștefan cel Mare pe acolo. Și te bată ea de maniera asta. Și i-am văzut cum plecau după teren. Bă, unii nici nu erau supărați. Chiar m-am uitat cu atenție, așa să vă mă, bă, măcar să mimeze că sunt afectați. Să se uite în pământ sau să... nu, unii erau mândri de ei, cred că, că sunt la Dinamo, erau mândri. A ieșit cu pieptul sus, frumos. Lasă, domne că vine, vine meciul de cupă. Păi vă odăcupă, mo? când chelălă e cățeia după emblemă, când îmbrăcați echipamentul lui Dinamo, bă, chelălă e câinea după emblemă, vor să se fugă câinii după emblemă, să rămână doar ăla, cum naiba eu zice, pă pe ce, pe ce sunt puși câini când luați tricourile alea pe voi? Bă, să plâng aproape, era să plângă domnul Mulțescu, bă, la interviu. Pă mine asta m-a afectat cel mai tare. Și da, am și ales să vorbesc despre Dinamo. Și o spun de, de două luni și ceva, de trei luni, zic. Locul pentru Dinamo, obiectivul, este locul de baraj. Bine, acum s-ar putea și locul de baraj pentru ei să fie greu. Și s-ar putea, dacă ajunge la baraj, dacă ajung la baraj, să fie după mulți ani echipa din Divizia A care pierde barajul contra unei echipe de Divizia B. Că la cum arată acum DINAMO, îi bate oricine. Deci DINAMO, dacă joacă mâine cu Universitatea Craiova, Rapid, Cixereda, Timișoara, cine vreți voi din primele alea șase în Divizia B, le dă cu terenul în cap. Îi bate cum i-a bătut Clinceniu. Mai ales că se joacă și tur-retur. Din e în momentul de față o echipă în genunchiat. O echipă în cap. Acte din, de indisciplină grave. Din moment ce faci petrecere cu lăutari și ne spune... Mă mie îmi place de el cum vorbește așa, îmi place de el, de, de Ricardo, de Ricci-Ricci. Eu îi zic Ricci-Ricci. Bă, mi-a plăcut. Civiliza băiatul, are cuvintele la el. Ă, Doamne, nu comentez viața personală, nu, dar n-a știut reporterul ăla să, să sau n-a mai vrut să mă învârtă cuțitul în rană. Să-i fi spus, păi măi, Ricci, e viața ta personală, dar viața ta personală afectează grupul, rezultatele echipei. Păi, spune-ne și noi nouă, de ce n-ai organizat la săftica? frumos, îți invitai toți colegii la masă acolo, beați un par de vin roșu, frumos, puteai să chem și lăutarii și la 10 jumate, hai că era cina la 7 jumate, 8, două ore lăutari, Caterinca o deconectare, binevenită, un par de vin, un tort, trei pupături și pe camere. Pe camere, nu cu balerine sau cu aia de stătea cu ăla jacuzzi, Că vă obosea mai rău? Fiecare în camera lui. Și ai frate la o că e groasă, vine clinceniu și trebuie să câștige. Că dacă nu câștigă prime, pierde primele șase. Și atunci era jos pălăria. Ia uite bă, din partea cui? Ricii, rici. crescudă dinamo, dinamoviz, nu știu ce facem cu el, cu Sorescu, cu Moldoveanu, cu... Uh, Bandi sau cum îl cheamă pe băiatul celălalt, cu băiatul ăla din poartă, cu Eșanu sau cum îl cheamă, bă, nou Dinamo, că se tot vorbește de nou Dinamo de când eram eu virgin. Tot e nou Dinamo și Dinamo e în divizia B cu un picior. De 2 ani. De 2 ani stă cu piciorul spre divizia B. Și atunci, bă, zicea toată lumea, jos pălăria, chiar dacă se pierdea. Și nu mai vedeam în halul ăla pe domnul Mulțescu. Da, așa când apar dedicațiile pe YouTube și imaginile, e urât. E urât că și toată lumea vorbește de grupul frumos de la Dinamo. Care grup? Că și atmosfera înseamnă că e nasoală în vestiar. De ce? Păi câți colegi au fost invitați la ziua lui Grigore? Sunt 22 în vestiar, 23 s-au mai eliminat 2-3 accidentați sau așa, rămân 20. 5 sunt străini și nu înțeleg manelele sau nu inviți. Rămân 15. Păi și câți au fost mă din ăștia 15 la petrecere? Sunt și eu curios că toată lumea ce domne e familie, nu e nicio familie. Sunt străinii deoparte, românii, ăia plătiți mai bine al grup, iar românii plătiți mai prost al grup. Și de aia e și în teren la fel. Că l-am văzut pe unul cu numărul 6, nici nu știu cine e, îmi cer scuze, nici nu m-am uitat. Prin minutul 80 l-a driblat unul în partea stângă în direcția de atac a clinceniului. A făcut-o la niște fente din corp, așa cu spatele la el. și s-au muiat genunchi, a căzut în cur. S-a ridicat, s-a mai dus o odată după ăla, L-a driblat la iar și s-a dus mergând în careu. Și lua să bă că mă face ăsta de că ca să-l atace altul. asta e dinamă. O echipă de adunături. O echipă care poate să vină 5 de Gigi Mulțescu, 3 murduri, arafat cu camera de resuscitare și n-au ce să le facă. De ce? E simplu. Asta le e valoarea jucători din Liga 5-a, refuzați de alte echipe de Liga 3-a. Păi au venit jucători la Dinamo din Liga 3-a din România, din Liga 5-a din Anglia. Păi în Liga 5-a am în Anglia să duc, cum mă duc eu la sintetic? La ora 8 seara, după servici sau după ce termin treburile. Cu burtoși, cu măcelari, cu electricieni, cu instructor de fitness la sală, la IDM. Asta e Liga 5 -a, amatori. Liga 3 în România, ce e Liga 3 în România? Păi dacă n-ai kilograme în plus, eu și la 45 de ani în Liga 3 în România. Și sunt jucători la Dinamo. Unii care au jucat 3 meciuri, 5 meciuri la Divizia B și alții care speranțe de 5 ani. Tânărul, tânărul, câți ani are? 24. Păi și e încă tânăr, de perspectivă. Păi alții la 24 de ani sunt sătui de fotbal. S-au plictisit de fotbal la 24 de ani. Și știu o țară întreagă. Păi ăștia eu știu suporterii la, lui Dinam. Că i-am întrebat pe păi ăștia pă, înainte de meci. E unul care e mai înfocat, așa e, e idiotul grupului. Rolul ăsta, indiferent ce spui, Dinamo e cea mai bună echipă, cea mai iubită, cei mai mulți suporteri, cei mai frumoși, cei mai... e retard. Și el nu se supără că știe părerea mea despre el, că suntem prieteni și îmi permis să-i zic în față. El e retard. E orbit de dinamovism. Și am zis, bă, dobitocule, spune-mă și mie echipa lui Dinamo, că tu ești, bă, ești câine până la moarte. Păi s-a bâlbuit. Anton, păi Anton nu joacă. Filip, nemet, păi nici ăla. Păi asta e primul pentru un suporter înflă, înflăcărat, înfocat, în cum vreți voi. Bă, asta e cea mai mare rușine și cea mai mare lipsă de non-valoare a echipei de trompetism? Bă, că nu știi primul 11. Că nu știu ăia 11 care... Că la Dinamo oricine poate să jui între noi în 11. Nu e nicio diferență. Sunt toți o apă și un pământ. Da. Mai sunt 9 etape. Dacă în 10 etape au luat 2 puncte și la început era situația bună. Hai că erau pe locul 8, pe locul 9, pe locul 10. Dacă mai pleacă și domnul Mulțescu, e cam clară situația, după părerea mea, pentru Dinamo. Poate să vină oricine vine, poate așa un meci întâmplător, pe ambiție, pe hai că s-a schimbat antrenor, poate îl pot câștiga. Dar să aibă un parcurs bun în astea ultimele 9 etape, nu au cum. De ce nu au cum? Pentru că n-au valoare. Iar Iașu și cu Dinamo, indiferent ce face Hermannstadt în ultima etapă, cred că sunt echipele cu cele mai mari șanse să retrogradeze. La Iași sunt probleme administrative, probleme financiare, la Dinamo e de bandadă, lipsă de valoare, dacă mai pleacă și domnul Mulțescu și cred că ar fi o greșeală să plece în momentul ăsta, să-și dea dânsul demisia, să nu mai vrea să continue, cum cred că ar fi și o greșeală și dacă cei din DDB ar dori să-l schimbe. Am văzut să a vehiculat num numele lui Mircea Rednic, apropo la mulți ani și pentru domnul Rednic, dar la cei acolo nu știu ce să zic și nu știu ce să zic, am văzut rezultatele și lui Rednic la viitorul cu o echipă valoric mult mai bună decât Dinamo. Și hai să vedem acolo că e o Târgoviște care joacă, echipă bună, e Fece Argeș care joacă, echipă bună. du care aproape de Dinamo și în rest echipele alea care mai sunt în afară de Hermannstad cât de cât și Iași nu sunt echipe cu probleme sunt echipe care au o anumită stabilitate o anumită continuitate la nivelul băncii tehnice o anumită liniște și de zic că îi va fi greu echipei să iasă de aici. Dar vom vedea ce va fi. Cel mai mult mă bucur că am avut dreptate încă de anul trecut. Și bă, sunt, mândru, sunt așa mândru de mine, De pleznește ăsta pe mine, pijama asta pe mine. E pijama că e... Mi-a căzut din gură și a rămas pătată și da, să nu mă las la mișto că ce bă, doar cu asta cu năsturei. Așa îi zic eu că nu mai pot să o la slujba de duminică că era cămașa de slujbă și mă bucur mult că am avut dreptate pleznez ăștia pe mine uite face cute pe aici că am avut dreptate repet nu-mi doresc pentru fotbal în general așa să retrogradeze dinam și m-a afectat teribil de mult dacă se poate spune așa reacția domnului Mulțescu care sunteți dinamoviști aștept în jurăturile restul care sunteți așa neutri părerile voastre, protejați-vă, face sport, cred că plânge și discobolul în fața stadionului, câinii chelălă e pe emblemă, protejați-vă, face sport și nu uitați, e valabil și pentru Dinamo, fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă poate nu veți retrograda. Toate cele bune, prieteni!